Uitându-ne la perioada cea trecut, ultimii 2 ani, și ne axăm în special pe piața din România, identificăm în ultima perioadă o nevoie mare de a rezolva probleme ce țin de resursa umană și de a livra o calitate mult mai bună a serviciilor. Și plecând de la acest lucru, lumea încearcă să identifice soluții noi care ar putea duce către o rezolvare a actualor probleme și, în mod special, revin din nou forța de muncă, dar și a veni cu tehnologii inovative. Din punctul ăsta de vedere, noi ne-am orientat întotdeauna către soluții care, practic, să pună în valoare partea de workspace în mod special și să aducă un plus față de ce avem la ora actuală. Ce am identificat? Posibilitatea de a integra tehnologii inovative, și aici discutăm pe domeniul nostru de roboți, care pot acoperi o arie foarte largă de servicii. Nu pot rezolva toate problemele, dar cu siguranță pot îmbunătăți foarte mult calitatea serviciilor livrate în această zonă. Ce avem nevoie? Avem nevoie, din punctul meu de vedere, de o resetare. Venim după o perioadă de pandemie, o perioadă în care au fost foarte multe reduceri de costuri. Venim în perioada asta cu nevoia de a livra calitate și suntem limitați de oameni. Propunem o integrare. Noi nu venim și spunem înlocuiți oameni. Noi venim și spunem încercați să folosiți roboții împreună cu oamenii și veți obține rezultate bune. Provocări. Înțelegerea limitărilor. Un robot nu este un om. Da? Un robot nu va putea lua locul unei persoane pentru că are o gândire limitată. Este adevărat că este ajutat de tehnologie, dar tehnologia are limitele ei. Și în situația asta, dacă vom reuși să conlucrăm om și cu robot, cu siguranță zona se va dezvolta din punctul meu de vedere frumos, vom putea accede pe termen lung și la saving-uri, lucruri la care se uită toată lumea și până la urmă pachetul va fi unul complet în care lumea și-a rezolvat o problemă, oamenii sunt fericiți că ne gândim și la partea de well-being și inclusiv în industria noastră în care activăm zona de curățenie, trebuie să oferim condiții mai bune de lucru angajaților. Încă de anul trecut am luat decizia să ne implicăm în parteneriatul cu ROFMA. De ce? Avem șansa să putem să ne expunem părerile și chiar soluțiile către o arie foarte mare de domenii în zona de facility. ROFMEX este, din punctul meu de vedere, și trebuie să rămână un ghid de bune practici. Având acest partener alături de noi, ne putem face auzită, să spunem, gândirea și ne putem în același timp baza pe un parteneriat foarte solid. Cred că la sfârșit câștigătorii finali vor fi cei din industrie, care vor avea acces la tot ce înseamnă posibilitate de a-și îmbunătăți serviciile fără să trebuiască să meargă în diverse locuri. Punctul de comun este ROFMEX, din punctul meu de vedere. I think currently people understand the importance of predictive and preventive measures for the technical systems in the buildings because ultimately it is how well these systems are managed that much well will be the well-being of the building and the people which are occupying it or in case if it's a workplace staying most of the day in the building. It is, in my opinion, quite important because we don't have enough of events of a similar nature. It's a knowledge sharing, it's a meeting point for professionals. You can connect people in here, make new businesses, new friendships, new long-lasting endeavors, and I think this is what matters. Doesn't matter what company you represent, doesn't matter what you do, you can always find a partner in there.
So definitely sustainability is one of the key trend in the market. The second thing is also how do we empower cleaners to deliver the new expectations from the clients. So it's not limited to ESG, but it's also all about user experience. It's all about embracing innovation. So this is very key. And the last trend I would say, it's less, but do more with less. There are a lot of providers, a lot of things that are available in the market, and clients don't really understand how much is available, and they really want to get an easy grip of what the cleaning industry can do for them. And I think it's conceptualizing the offer. It's key in everything we do now, also for us original and manufacturers. We're not selling products, we're selling a concept, because users need to understand what's in it for me, and they need to understand that really quick, because the market is ever changing. So these are the trends I really see in the market. To me, it is essential. I mean, if you're waiting for the government or the cleaning companies on themselves to change, it's not going to happen. I don't think so. So like the expression, alone you run fast, you go fast, but together you go much longer. And I think an association like Roofma is key to the future of the cleaning industry in Romania. And there are so many opportunities, as long as people are willing to work together and work on specific topics, you will make the difference. Nobody else will do that. And I would also suggest that you become part of the International Facility Management Association, which is a larger organization in Europe, or even though, maybe ISSA. You will get in touch with similar organizations from different countries, but you will also talk to suppliers like us, but also to users. Pentru perioada următoare, în opinia mea, domeniile de interes sunt partea de sustenabilitate, atât partea de sustenabilitate pe zona socială, mediu și guvernanță, partea economică, partea de implementare a sistemelor IoT și partea de atenție asupra modului în care tratăm oamenii, în care investim în oameni. Oamenii nu mai sunt un cost pentru o companie, ci sunt o investiție pentru companie. Trebuie să fim atenți la ce vor ei să devină, astfel încât să avem echipe eficiente, dornice să livreze rezultat. Oamenii sunt cei care creează valorile companiei și ei sunt cei care dau viață viziunilor companiei. Evenimentul Roofmax reunește atât concurență, cât și clienți din domeniul spațiilor de birouri, clădirilor de birouri și nu numai, și ne aduce la unison, împărtășind experiențele pe care le avem împreună cu clienții noștri, care sunt diferiți, sunt unici prin modul în care ne solicită serviciile, iar noi trebuie să ne oferim să fim flexibili, astfel încât să putem să le livrăm ofertele și serviciile pe care ei și le doresc. Trebuie să fim într-o ascultare permanentă, astfel încât să știm exact ce își doresc. Și fiecare activitate a noastră este unică pentru fiecare client care este unic.